Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft la perfectul simplu. Măi, fraților, data trecută am găsit noi aici o bibliotecă și am intrat eu și am făcut ravagii. Am luat o grămadă de cărți. Bun, dacă ne uităm un pic pe hartă, observ aici ceva interesant. Ceea ce înseamnă că dacă mă duc ușor în față și pe ala stânga, ar trebui să ajungem chiar la camera secretelor. Așa, după aia prima la dreapta. Hai să luăm și pe asta cu noi dacă tot. Cer scuze din nou pentru vecinii mei. Prima la dreapta am zis. Da, corect. Pe asta am luat-o? Da, erau cu niște alea, ok. Așa. Pare să că aș putea pe aici cumva ușor înapoi un pic. Nu. Prima la dreapta aici. A, uite-o. Ha. Deci am zis că dărâmăm ăsta, da? Că n-avem nevoie de el. Bun, perfect. Opa, mi se pare mie sau am auzit ceva nou aici? Mă, dar vecinii ăștia mei chiar că s-au apucat de treabă, ferar să fie. Nu cred că ar trebui să fie sus de tot undeva, corect? Portal, uite la aici. Deci ăsta este portalul către dimensiunea End. O dată activat, folosind Eyes of Ender. Like the over. From the middle, bla. Bă, mă rog, să mă duc. Am înțeles, deci practic ne zice că domne, dacă ne depărtăm foarte mult de centrul endului, începem să descoperim ceva interesant. Știți ce mă gândesc eu acum? Mă gândesc să mă duc un pic până la bază. Să îmi golez din inventar, să văd dacă e necesar să, nu știu, să pe aici ai ceva diverse chestii. Eventual să-mi iau ceva de fire resist. Așa. Și revenim ca să intrăm în end, pentru că odată ce intrăm în end, trebuie să ne batem cu dragonul. Bun, dragilor, hai că am fost până acasă. Eu sper din tot sufletul să fi avut... să fi strâns tot ce trebuia. Așa. Hai să intrăm. Am făcut și o salvare. Înainte să... așa. Pentru orice eventualitate... salutăm serviciul de ambulanță al municipiului București. Hai să băgăm și o poțiune de strength. Se vede așa din cauza că avem casca, da? Ca să nu vă speriați de ce se vede așa. Aici trebuie să avem un pic grijă pentru că nenea asta e mult mai greu datorită modului pe care l-am instalat pentru el. Dragonul. Mi-a dat poison, ok. Bă, stai să mergem un picuț mai jos. Trebuie să avem grijă aici pentru că ăsta are tendința să explodeze nasul rău de tot. Poate că ar fi deștept din partea noastră să îi dărâmăm mai întâi turnurile. Just saying. Ați se observa că anumite turnuri dau cu TNT în momentul în care se bubuie. Pleacă mă de aici, mă, tu pe istule. Hai și pe tine. Opa, ușor cu TNT-ul. Vai, cum bubuie aici, nemân. Bun, hai să vedem ce mai avem. Te văd, fraiere, te văd. Mă gândeam să las fără, adică să-mi iau casca cealaltă, numai că se vede mult mai bine așa, dragonul. Nici nu realizez cât de dau damage. Vii. 13 damage, doar atât? Super. Asta e datorită faptului, uite, mi-a dat blindness. Bine, mă. Fagi. Băi, ești nemun.
Așa. Foarte nasul datorită faptului că sunt mai grele săgețile. Nu știu dacă am făcut cea mai deșteaptă chestie lăsând săgețile mai grele, dar am uitat, mi-am lăsat aminte după ce după ce am ajuns aici și e destul de departe de casă, nu m-am mai întors. Parcă să zic 900 de blocuri. Uite-l altul pe eu. Mamă, dar i-am dat ceva damage. Băi, ești nebun? Eu acum am văzut că e sub jumate. Opa, asta e așa că a intrat în faza a doua, cred. O să trimită niște lilieși după mine. Băi! Stai puțin așa. Gata, mă. Mamă, ok. Deci ne-a salvat ca lumea rău de tot. Arbaleta. Foarte calma, ne-a salvat arbaleta. Și gata, s-a făcut și ăla. Mamă, deci, wow, ok. Și acum peste tot pe o să fie chestiunea asta, Dragon Essence. Eu am uitat ceva. Am uitat ceva. Ăsta. Să-l am la mine. Așa. Îl făcusem special ca să mă ocup de stagiul 2 sau 3 de la dragon. Și anume când începe el să dea cu niște lilieci, de la un moment dat ca să-și ia un pic înapoi din viață, dă cu niște lilieci de-astea vampiri, ceva genul, care în momentul în care te ating, ei dispar și îți iau ție din viață și eu dau dragonului, ceva genul. Mamă, dar multe esențe din astea. Esența asta e la... Nu, e pentru End Powder. Secrets of Enhancing. Ok, nu cred că are rost să stau acum, nu? Sau hai să, na, să luăm un pic de pe aici, să vedem cu ce se mănâncă astea. Deci termin partea al mea ar fi... Oul iarăși e o chestie dubioasă, nu mai știu exact cu ce se mănâncă, dar mi se pare că nu poți să le iei direct. Cel puțin nu cu torța și nu cu pistonul, asta e clar. Mamă, 89 de niveluri. Are rost, ai, da, și așa n-avem ce face cu nivelurile, că avem fermaia de XP, n-a să fie. Cât îmi dă, mă, din asta aici, asta hai să punem deoparte. Așa, de 4 steacuri și un pic. Fiecare din asta pare să aibă câte... cât vine? Câte 12, zic bine? Nu cred că zic bine. Ba da, câte 12. Foarte tare. E, și astea se folosesc la ceva numit Essence Altar sau ceva genul ăsta. Că m-am intrat ca lumea pentru că nu prea există wiki. E un wiki mai vechi. Și ideea din spatele, adică cum a vrut autorul modului să transmită informații, prin acest meniu, dacă apeși P, prin chestia asta de aici, mai că e dubios rău de tot modul în care, nu uite, de exemplu, cannot buy this object, nu știu, trebuie să faci anumite chestii, alte chestii le poți cumpăra cu punctele astea de aici, pe care le descoperi dacă găsești prin dungeon-uri și alte astea. Da, nu știu, n-am... Așa totuși să intrăm un pic mai în detaliu, că na, cum am făcut și cu rebusul. Mă, mai sunt, mamă, 139 de nimeni și ești nebun. Așa, avem și nimeara de boss, perfect. Mamă, da, avem la esență. Ne spunem cu avea cap. N-o să mă interesez. Ia mă, aici la P, îmi scrie cum să-l iau. Serios, Dragon Lair 45, Endstone, Falling Obsidian, Ender Dragon. Așa, Giant Boss nearby Ender Crystals, Regenerate Dragon's Health. Mamă, stai așa care pagini peste pagini peste pagini, ești nebun. Dragon Egg. Și Dragon Egg, nu-mi zice cum să le umăr la anul. Trebuie să consum din asta, hai să consumăm.
este creat deasupra portalului după ce omori dragonul. Se teleportează atunci când interacționezi cu el. Poate fi luat apăsând and hitting with any swords. Ah, ok. Când este distrus, it teleports back to the end. Ok. Deci putem să facem shift. Hai să vedem cu orice sabie. Da, shift click dreapta sau shift, stai așa. Shift, da, click stânga, normal. Hai să luăm, în primul rând, să luăm de pe aici un pic de endstone. Să punem deasupra portalului ca să nu picăm din greșeală acolo. Pot să-mi fac eu un pic așa, o treaptă, două, trei. Ca să nu am, ca să nu avem surprize în delta. Așa, perfect. Țup, țup. Mă, deci cu arbaleta asta mult mai, cu arbaleta, deci cine a salvat? Ne-a salvat arbaleta, jetpack-ul și faptul că am avut o grămadă de viață, nu? Armură căcălă. Bun, așa, hai să vedem. De shift, click dreapta. Ok, de shift, click, nu, shift, click stânga nu merge, shift, click dreapta. Bun, poate e nevoie de o sabie vanila. Hai să vedem cu sabia de lemn. Sunt curios, ia. Shift. Da, mă. Ok, deci nu merge cu sabia zi normală de... Salutăm cu drag și spor vecinii care acum au renunțat la bocănit și dau cu bor mașina. Bun, hai să vedem într-una din direcțiile astea. Să vedem dacă reușim să găsim un un dungeon. Am intrat eu puțin în zi, pe lumea de test și m-am jucat așa ușurel, dar Falling Obsidian, ok. Dar nu știu, mi s-a părut destul de dificil chestia asta la care am ajuns. Ok, să avem niște focicele. Ce fac aceste focicele? Îmi zice aici? It can be dirt grass and sunflower pots. Ok. Neinteresant. Uite-l. Ce șmecher e cu night vision-ul? Tic. Așa, avem o găletuță de ceva aici. Ia să vedem dacă putem să-l luăm. Băi, eu parcă trebuia să mai am și o găleată de apă. Cred că o am aici. Da. Hai să facem așa. Tu îmi dai vreun efect că stai la mine în inventar? Nu pare. Așa, și dacă te dau aici la P, iarăși, mor, bine mă, țineți-le mă, pentru voi, numai voi să știți ce se întâmplă acolo, mama voastră de goșteri. Hai să facem așa. Băi, stai un pic, nu. Ce mai vreau să mă uit? Vreau să mă uit un pic cum stăm cu armura. A, e ok, e în regulă, e super ok. Știi ce cred că ar fi inteligent din partea mea? Am eu cumva o găleată de lavă? Nu cred că am, este. Bine, dar avem găleata cu apă. Hai că ne descurcăm cu apa aia, ce să facem? Și o luăm ușurel. Aici este un turn care este plin de Enderman. Hin de Enderman. Și se activează, mă rog, sunt niște spawnere
Da, și se activează de îndată ce ajunge în zona lui. Și bineînțeles că sunt și agresivi pentru că motive. Și se spunează undeva deasupra aici, foarte dubios modul în care se spunează. Măi, poți să te trimit așa, du-te în altă parte, te rog. hai să vedem ce facem, ce reușim cu Endermanii ăștia, pentru că o să ne supărăm foarte tare cu ei dacă îi lăsăm așa să trăiască. Întrebarea, dacă pun eu de asta de apă aici, să spre cineva pe mine. Op, se generează ceva? Ia uite, vedeți, vedeți cum am ajuns în dreptul spawnerilor? Mă, lor de gușteri. Ăsta e un boss acolo. Chestia aia, pătratul ăla, e de fapt un boss care are 250 damage, una la mână și doi la mână. E doarme până când îl atingi cumva, e dubios. Nu mai unde să se teleporteze, fii atenți. Fiți atenți aici. Nu mai am un lani unde să se teleporteze. Să putălește, mă. Nu mă, tot vin, mă, uite, mă. Bă, putăliți-vă, mă, oamenii de Dumnezeu. Gata, mă, am terminat și aici. Da, ești periculos. Șaist. Știu. Cine este mare și fioros? Tu ești, da. Ok, și să mai punem unul aici. Perfect. Și gata, dumne. Am acoperit toată situațiunea de aici cu apă. Poți să stai și liniștiți în sfârșit. Ok, să... Așa, l-am luat. Ei. Bun, ei, și noi acum ar trebui aici undeva să avem o intrare. Pe care, uite că n-am văzut-o până acum. Aici e, mă? Nu e aici. Aici? Aici cred că e, da. Aoleu, dar sunt și în interior. Really? Cât sunt în interior? Nu ar trebui să fie prea mulți. Perfect. Tu ce ești, mă, redstone? Tu ești cu redstone? De ce e cu redstone? E de fiate pe aici. Noi să spargem pe astea. Dispenser, ce mă tu aici în dispenser? Igneous Rock. Ok. Asta e un bloc special. Smooth Obsidian, care are efectul ăsta de particule și ăla deasupra la fel. Hai să luăm o apă la noi. Bun, hai să punem asta la locul lui. Mâncăm ceva, că n-am mai mâncat de nu știu cât. Bun. Așa, ia uite câte spawnere sunt pe aici, da? N-avem ce face cu atâtea spawnere, îmi pare rău. Avem fermă de Enderman, fraților. Nu mă interesează asta deloc. Ciupercă. Ender powder, end powder. Ok. Băi, sper să nu se teleporteze chestii pe aici. Așa, tu ești un dispenser și cred că asta e ultimul nivel. Ba, mai un. O, tot aici m-am speriat în puii mei. Chest. Aole. Hai să facem ceva. Hai să scoatem de aici gas tank-ul și să ne-l umplem ăsta la loc. În delta, dar parcă văd că atunci când activez, opa, aici e un spawner. Da. Mă miram eu de unde tot se... Bun. S-a umplut? În alta, da, după aia parcă văd că o să fim așa pe ultima 100 de metri și nu vreau, chiar nu vreau treaba asta.
Hai să scoatem până una alta asta. Perfect. Te punem pe tine, mon cher, aici la locul tău. Eliberăm un picuț inventarul. Ok, și cred că toată lumea e fericită acum. Hai să vedem chestul ăsta, ce e în el. Foarte multe chestii. Extrem de multe chestii. Și aici presupun că ajung sus de tot. Da, am presupus bine. Avem un diamant diferit de... Nu, e același lucru. E același lucru, numai că, mă rog, când am luat cu Space s-a întâmplat chestii ciudate. Bun, hai să vedem boss-ul ăsta, ce cu el. Sau știți ce? Hai în episodul viitor. Hai în episodul... Bă, băieți, bă, nu vă jucați primul ești de-o. În episodul viitor, că... Cred că ne-am întins suficient de mult. Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă a stat cu noi până acum, un mic like, un comment, un share. Aștept foarte, foarte mult. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!